Bun, a revenit cu meciul 2, ambele echipe sunt pregătite. Atago, băieții au fost suficient de amabili să ne aștepte și pe noi. Am avut timp să schimbăm și grafica, asta că tot au inversat ordinea de picks and buns. Da, și că data trecută au fost invers, acum sunt invers. Da, acum sunt invers, dar nu-i nimic, principiul e același în meciul 2, first ban, first pick se duce la cealaltă echipă și că tot veni vorba, suntem deja în ecranul de picks and bans. Ce zici, o să vedem vreo schimbare comparativ cu ce a fost meciul trecut? Cu siguranță, Crowd Control trebuie să abordeze altfel game-ul, să își ia rolul serios și nu trebuie să le dea câștig de cauză celor de la West Police să ducă totuși atât de departe jocul în late game, pentru că asta au așteptat cei de la West Police, să ajungă în late game, pentru că în mid game erau dominați complet. Până acum Shenelis, Cassiopeia, aceleași banuri pe care le-am văzut și da, meciul dar trecut. Da, dar spre cei de la Crowd Control pentru a nu face acel combo de jos de pe linia de bottom, Cassiopeia, Soraka. Kale din nou, Kha'Zix, până acum tras. Chiar apropo de Kha'Zix, ai văzut finala lunii la Go For LOL, unde au... A, da, meciul 2 când s-o păia așa cu... Da, efectiv. Bine, eroii ăștia și Lulu, deci avem fix aceleași banuri ca și meciul precedent. Ambele echipe consideră că nu au vreun motiv să schimbe ceva, dar de data asta cei din West Police au first ban, first pick. Data trecută Crowd Control au luat-o pe... De fapt, nu, mint. Pe cine au luat... First pick-ul a fost V. De fapt, da, corect, a fost... A fost V și uite, se repetă povestea. Uite-l pe Zed, de partea cealaltă, instant lock. Scorpionul s-a descurcat foarte bine cu Zed. Da, am văzut... Meciurile din... Da, meciurile de joi. Etapă și de joi. Să-l vedem pe Death, dacă o să-și aleagă suportul, dacă o să meargă tot pe Sona sau... Nu Sona. Stai că m-a bulversat complet schimbarea asta. AOD a fost cu Sona și Death cu Janna. Da, apropo de Zed, Crowd Control l-au preferat în 3 meciuri din 4 pe Zed. Și deci uite-o... Win, Brisho, el... Uite-o din nou pe Janna. Chiar așa, ia să mă uit pe statistica asta pe care ai făcut-o tu. Unde e Janna aici în listă? Janna destul bine. Are win rate de 100%. Aleasă de 2 ori, a câștigat de 2 ori. Cinste ei. S-a dus un pic statistica meciul precedent. Da, a stricat-o. De partea cealaltă, Diana, din nou pentru, sau mă rog, aveau posibilitatea să o ia din nou pentru Vladex, a descurcat foarte bine cu ea. Da. Dar, în schimb, văd că au mers pe Nidalee și cu Ezreal, deci
Cel puțin Nidalee, când vezi Nidalee în echipa adversă, se cam subînțelege split push și a luat și teleport. De partea cealaltă, crowd control din nou cu Xin. Și Jayce, să vedem dacă o să vedem pe cine o să aleagă crowd control să trimită împotriva lui Nidalee. Shen a fost scos de pe... Nidalee o urăsc cu spirul ăla, tot timpul zici că e random și... Depinde dacă se face bruiser sau merge pe AP ca să Fiind diferent tot arunce spirul ăla... cu sulițe după tine, dar având teleport, nu știu, mă gândesc că vor să facă totuși split push. Oricum, teleportul a fost folosit foarte mult meciul Da, precedent, a trecut ceva este timp. o strategie pe care au început să o folosească echipele de curând, de, chiar din presezon, din săptămâna a doua sau a treia am observat chestia asta, că folosesc foarte mult teleportul în team fight-uri. Bine, la meciurile serioase, nu cele de solo queue sau... Da, bine, acolo aproape orice e viabil. AOD a mers în continuare pe mâna Sonei și Vlade, în schimb, se gândește, are tot are Dacă stai flash-ul să cu te uiți, el, Respolis cam Rumble. joacă la același meta. Bruiser, AP carry, AD carry, jungler. Da, acum joacă Oide mai standard. Diana până la urmă aleasă de către Vladek și vorba aia de ce nu, s-a descurcat excelent meciul trecut. Cei din crowd control trebuie să răspundă acum și să se adapteze. Să vedem dacă or să-și iau un Nu știu AD dacă carry. observi cei din Westpolis nu au niciun summoner ofensiv. Da, totul. Bine, ei preferă, am observat că preferă mobilitatea. Iar de, în schimb, de partea cealaltă, crowd control în continuare nu vor să-și iau un AD carry în adevăratul sens al Merg cuvântului. pe același principiu, mai bine mult HP și rezistență în team fight-uri decât Da. să aibă o slăbiciune în AD carry și să poată fi exploatată. Până la urmă l-au luat pe Olaf. Cam Așadar asta cred că ar fi. o să avem Olaf, Jayce, Xin, Janna și Zed împotriva lui Vi, Nidalee, Ezreal, Sona și Diana. Asta cred că este filozofia la tactica cu bruiser și mult HP. Nu vor să lase puncte slabe în echipă care ar putea fi exploatate, cum ar fi Bine, dacă o să te uiți un pic, dacă analizăm un pic line-up-ul celor din crowd control, Olaf, Xin, chiar și Jayce se pot concentra doar pe Ezreal. Eu cred că Lomnosica iar o să fie luat la țintă ca și meciul precedent. Ok, are flash, are Arcane Shift, dar odată ce folosești Arcane Shift-ul, ăla e pe cooldown, iar flash-ul folosești odată la Xin, are gap closer pe care poate folosi ceva mai repede. O dată la 12 secunde. Jayce are acceleration gate, da, un practic Da, au foarte Shurelia's mult Reverie, poke. așa, moca pentru toată lumea. Cei din crowd control au foarte mult poke. Topoarele lui Olaf. Da, mai mult sau mai puțin. Bine, Jayce cu acel combo Acceleration Gate, Shock Blast și Zed poate să hărțuiască un pic adversarii de la distanță. Mă uit în partea cealaltă la West Police și
și nu prea văd linia întâi, nu prea văd tank line-ul. În Probabil că afară o să se de facă iar. Diana și Vi într-o oarecare măsură, cei din crowd control sunt mai rezistenți decât Da, tocmai West asta Police. am scos în evidență, că au un line-up foarte rezistent. Și asta cam ar fi filozofia la tactica bruzer AD. Da, problema e că dacă lasă sau dacă Lumnosica are totuși un me, pentru că el de-abia spre finalul meciului precedent a început să... Bine, el făcea tot ce putea în timpul luptelor, dar killurile nu erau trecute în dreptul Da, lui. dar uite, vezi, ei s-au concentrat pe AD și au lăsat pe Diana să crească ușor, 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 ușor. Și Da, după aceea, când scrâmpit-o Diana a în început și ea ultima să parte a facă meciului. damage, atunci a început să se Păi schimbe totuși, balanța. Diana cu 3K HP, Gauntless, acela cu foarte mult slow, Da, Iceborne Iceborne Gauntlet. Gauntless. Era destul de rezistentă, plus că bine, un avantaj al celor din West Police e că de partea cealaltă nu prea ai damage magic, ai doar fizic. Da, asta Zed, chiar. Olaf, adică îți poți... Adică poți să-ți faci foarte bine un Da, poți tormage pune un chain vest pe tine, de exemplu, și și... No, știi că e tormage. o investiție relativ ok. Acum o să trecem și în ecranul de loading, să vedem dacă hamsterii lui Death sunt la fel de leneși sau o să fie nițel mai sprinten de această dată. Probabil că le-a dat niște bice. Da, deci hai să facem, asta trecem un pic în revistă summoner-urile, deci avem două teleporturi pentru crowd control, doar unul pentru West Police. Barrier. Heal luat de Două ambii barrier luate de supports. Diana Da, și Ezreal. Lomnosica merge pe barrier. De ce nu? Nu au foarte mult Dar bă, și-a luat și auto ce-mi scapă. Cum dacă ne-am băut cafea Ce? dimineața? Gabano are ghost și Da, așa, ghost teleport. și de Bine, ghost era. acum își poate permite să ia ghost, fiindcă nu mai are pe Jarvan care să-l oprească în momentul în care își dă ultimata, deci acum poate să se, dacă se uită în spatele liniei adverse, o vede pe Sona și zice, da, acolo vreau să ajung, de data asta se poate duce liniștit. Păi da, dar Gabanu data trecută a jucat cu Jarvan. Și Olaf era în echipa adversă. Ah, da, ok. Precum spuneam, m-a bulversat total schimbarea aia de la începutul Uite, meciului nu sunt precedent. singurul care nu și-a băut cafeaua. Mă, eu nu beau cafea, din păcate, deci Mă rog, sunt și mai dezavantajat față Lapte de cu tine. cacao, ce băută. Trebuie să mă obișnuiesc acum. Trebuie să obișnuiți să bei cafea. Da. Și, hai, încă puțin. Aparent, hamsterii lui Death au terminat de alergat pe roată, dar mai durează un pic până intrăm Mie în joc. sonă, ca și schimb, mi se pare cel mai interesant de la sonă. Ăsta, nou rework-ul, sau mă rog, splash-ul default e nu neapărat urât, dar Nu știu, parcă nu-ți vezi și mai o dai pictură seama atât de impresionant. ușor. Da, e o pictură de-a lui Picasso, ceva de genul. 0230, am uitat să schimb aici.
A, uite, o chestie interesantă. Meciul trecut n-a luat nimeni baronul. Da, L-au nu. lăsat, deși, mă rog, au fost câteva momeli pe acolo, niște tentative, dar l-au lăsat în pace până la urmă. Nu știu dacă te uiți la Nidali, are un no limit, e văzut pe Excelar și Aod în Da, au buș. vrut să Pe vor din nou mid. să invadeze un ward pus aici la buff. Jace verifică tufișul, dar 30 seconds until minions spawn. cei din West Police plecaseră deja de acolo. Mă Să uitam vedem pe la Chris unde se duce, dacă o să pună. itemele lui Nidalee și doar un Dar are un Rejuvenate Rejuvenation Beat, Vest foarte multe poțiuni, un ward. și un Rejuvenate Beds, Rejuvenation, da, Beat. Au adesea și cu Lomnosică, văd că sunt în continuare relativ aproape. O să încerce probabil să-i fure buff-ul albastrului No Limit. Nu. L-am auzit că și pe Aod sunt superioritate numeri ca asta. Da, dar Lomnosica poate încerca un Q, un Mystic Shot peste zid, dar au fost văzuți amândoi și No Limit trage buff-ul albastru foarte frumos în Tufiș. Scorpion, lăsat cu foarte puțină viață Scorpion. No Rămâne Limit cu 190, așa. are însă Are totuși poțiuni. poțiuni. Are poțiuni, două warduri și din nou, ba nu, n-o să mai avem lane swap de data asta, o să fie 2v2 pe linia de jos. Death o să-l ajute cu acele scuturi. De partea cealaltă, Xalert și-a luat deja buff-ul roșu, acum e la blue, folosi și smite-ul, să vedem Totuși, dacă. Aod poate să facă mai mult aras pe lane decât Janna. Da, Scorpio, Scorpion, iar din nou agresat acolo. Niște topoare aruncate de Gabano pe linia de sus. Scorpion, foarte mult haras, e ținut aproape permanent sub 50% viață. Apropo de Clan Vii Sauși. pe mijloc, se pregătește de un gank. Da, nivelul Nu știu în 3, ce măsură. Jace ieșe el acolo, nu știu dacă suspectează ceva, warduri n-a avut ca să o vadă pe V. Să vedem dacă o să reușească să-l Așteaptă. momească. Da. Acum Uite, l-a s-a pregătit. văzut, a fugit, Acceleration Gate, sare, oh, a sărit înapoi, vrea să se lupte, cred că asta a fost o greșeală posibil, nu, Flash și a reușit să scape până la urmă cu o A formă venit de viață, a Gabano venit și l-a Gabano învins. cu teleport, două Flash-uri folosite și Diana, deci Diana și Jace fără Flash pe mid, foarte, foarte riscant a jucat Jace acolo, cred că a făcut. Nu știu, a avut, n-am fost atent A dacă a fost o avut desfăcută. un Fortitude Pot, pentru că a avut un boost de viață și nu făcuse level up. N-am fost No Limit se pregătește atent. să vină Da, cu vine prin spate niște pinguri aici, acum e posibil ai să. văzut de Nu știu, să vedem cine o să fie ținta AOD, cred, dar Lomnosica e și el acolo. First Blood, până la urmă, pentru No Limit. Lomnosica vrea și el măcar un kill să prindă și un scut foarte bun al lui Death îi salvează viața lui Xin. nebunul este prins și el pe mid acolo, dar scapă. Xelar, văd că își pândește. Scorpion se luptă pe linia de jos între timp cu Lomnosica, deci un gank reușit pentru No Limit și First Blood pentru el. Xelar îi vrăjitoarele lui Xin și
Da, depășetează de ceva gol. se întoarce în bază acum. Să mai schimbăm un pic ordinea aici, ca să-i avem cum trebuie. 300 gol de avantaj pentru Crowd Control în acest moment. Lomnosică a luat un pic viteză pe linia de jos, 10 milioane în plus comparativ cu Nu Scorpio, dar dubit, a venit Scorpio n-are. pe top să-l ajute pe Da, Gabaro. Chris a fost prins aici, să vedem dacă o să vină Diana să-l Oh, vine ajute. și Jace, Jace mulțumesc. foarte frumos a venit de pe mid, flash folosit, dar nu știu dacă o să mai scape și folosește acum pasiva ca să prindă un pic viteză în tufiș și reușește No. până la urma asta, dacă nu o să prindă Jace un snipe. A venit totuși Hilu și Chris reușește să scape de acolo cu puțin noroc ce e drept, dar Aud na. și cu Lonus că pot Da, fac pressing pe împing jos Bottom. linia foarte agresiv. No Limit vă că a trecut un pic prin linia de Nu mijloc. vor deloc să-l lase pe Z să crească. A Da, venit și Xelar și acolo. 45 la 33, diferența de minion se păstrează între cei doi AD carry, așa, între ghilimele de rigoare. Sus, 35 la 29, Chris are în continuare avantaj și îl vedem pe Olaf îndreptându-se pe mid, aruncă cu un topor acolo, dar nu Și reușește să o nici nu nimerească pe bănuia că Diana. e văzută. Ori pus lângă Bush, dar jos, mă refer. Dar nu cred că bănuia că este văzută acolo. Vlade cu Diana 46 la 41, deci avantaj pentru West Police în privința minionilor pe toate liniile, chestie care se și vede, deși cei din Crowd Control au luat First Blood-ul, aurul este la egalitate, 9100 de ambele părți. Chris a început și el să împingă mai agresiv linia, e nivelul Dar da, 6. nu reușește să ajungă pe Nidalee cu farmul. Acum a apărut No Limit, dar Oh, Xelar a a fost venit văzut de Ward. să-și păzească turnul de jos. Scorpion și cu Death încearcă să împingă și ei linia la rândul lor după ce Lomnosică și Owl de ea, să comparăm un Și au pic. reușit să-și regăsească triple pierdut. L-au 800, recuperat cu un 900. brutalizer pentru Z și încă un moar cumpărat. Da, Lomnosică s-a întors cu BF Sword. Philosopher's Stone și Vision Ward și Sigward pentru Jana. Da, are Jana este are acel assist. preferată de majoritatea meciurilor. Jana și Lulu chiar. Lulu am văzut-o deja, am Da, blocat în ambele păi... meciuri, deci nimeni sau cel puțin adversarii nu vor să-l vadă Să-l jucând cu lase... ea. Da, păi era Salert aici cât lovare. stă pe mid, dar e destul de greu să prinzi un Jace, mai ales că are acel E cu care te poate arunca înapoi. Nu e Oh, printre. Paraonul deja s-a dus pe AOD jos cu ultimată. Da, Scorpion cu Jana Lomnosică, văd că au ceva de reușește. împărțit. Ultimată foarte bună, Scorpion Oh, este Lomnosică ucis și acum Death este următoarea țintă. a Lomnosică sosit de ei. nu mai are mana, din păcate. Vine și teleportul, nu a fost anulat, dar acest lucru a fost suficient cât să-i salveze viața lui Death. Scorpion, din păcate, n-a fost la fel de norocos. Deci un Lui a kill. cedat blow-ul lui Vlade și acum va avea mai mult sustain pe lane pentru farm și cooldown reduction. Iar cei din West Police se îndreaptă spre Dragon. Da, Oh, sunt deja deja, l-am au și văzut. început 4 jucători. Este și Diana pe mijloc. Gabano e undeva A venit și sus. Nu știu Faraonul. dacă
L-au luat până la urmă și Crowd Control nu cred că vor să se lupte aici. 10-16, bravo. Da. Gabano între timp încearcă să distrugă turnul de sus, dar nu va reuși să-l dărâme cu acest val. De obicei ăsta e răspunsul standard de momentul în care vezi că echipa adversă a luat Dragonul Dragonul, te duci fantasmul. imediat și distrugi turnul, fiindcă... Păi, se va întâmpla jos lucrul ăsta atunci, dacă nu Da. ești jos. E bine și așa. Au dat un kill AD carry-ului advers, dar au reușit să ia turnul. Doar 200, mă rog, 300 gold avantaj pentru West Police în acest moment. Asta și datorită dragonului. Un început Un ward diferit foarte față de avansat ei. pus Un de început diferit Scorpion. față de meciul trecut. Da, ordul de aici, din apropierea golemilor de la turnul de jos a fost pus tocmai ca să prevadă Deși venirea lui uite-l pe Xalert care vine pe flank și e posibil să vedem aici o momeală ultimată foarte bună. Flash a lui Lomnosica peste zid, excelent ultimata lui V. V și Zed este prima victimă. A venit și teleportul lui Jay, să vedem dacă o să-l prindă pe Ezreal. A sărit, da, într-adevăr Da, l-a prins ultimat. până la urmă. Death cu foarte puțină viață, nu o să mai scape. AOD este cel care a prins, Aoleu, dar a venit a între fost timp făcut toată sandwich echipa. acolo din toate patru direcțiile. 4-2 scorul la kill-uri. Reacție foarte bună de partea ambelor echipe în momentul în care se declanșează o luptă. Toată lumea care are teleport imediat apare și toată lumea dacă e în relativă apropiere, se mișcă în direcția ostilităților. Bine, Gabano nu prea a avut cum să vină, fiindcă nu, deși nu cred că avea la momentul respectiv teleport, Chris în schimb îl fugărește, n-a mai aruncat cu suliță după el. Ce se întâmplă pe linia de jos? No Limit, un flash, a încercat să-l prindă pe AOD, dar până la urmă cred că o să se mulțumească doar cu V. Asta dacă nu a Oh, sărit okay. peste zid, Scorpion încearcă să o prindă, a venit și nebunul. Foarte Oh, snap. frumos snipe-ul, acel combo Acceleration Gate cu Shock Blast și un kill în favoarea celor din Crowd Control pe lângă cele două turnuri distruse. 4-3 Uite, scorul. despre asta vorbeam. Meciuri frumoase pe care merită să le avem tot timpul, cu echipe care chiar își doresc să joace una împotriva celelalte pentru a-și arăta supremația. Lonosic aici prins un pic de damage din partea lui Scorpion. Chris cu Gabano Se tot se iau la contrează. palme. Da, Da. mai fac schimb de amabilități. Chris a pierdut turnul de sus și probabil că vrea să-l dărâme și el, deși se ține destul de bine turnul lui Gabano. Și nu știu dacă or să... Nu nimic, vine și el Opa, pro pauză. De ce? avem o pauză. Cine a călcat pe firul de internet? Bug splat. Uuu, ce urât. E mort oricum. Bine, probabil că se referă, da, văd că pe linia de jos Scorpion... Scorpion și... Din nou o momeală Scorpion cu Janna versus Lomnosica AOD și îl văd acolo și pe Xalert că venea să vadă despre ce e vorba. Da, apropo de meciul trecut, vedem o diferență crasă în abordarea strategiei de joc de ambele echipe. Dacă în meciul trecut cei de la Crowd Control aveau un control mult mai mare până spre mid-game și cei de la West Police
fiind mai cu teamă, acum observăm că au abordat altfel meciul și sunt mai încrezător cei de la West Police. Aua de întreabă dacă se e poate, gata. dacă se poate da drumul și Jace cu răspunsul tipic YOLO, probabil chiar sub bine, mă îndoiesc că Scorpion o să scape întreg de acolo. Sincer, hai ca să mă fac un pic de râș. Ce înseamnă YOLO? You only live once. Oh, un fel de frate all win, all in, go deep, da, astea. Da, ia da, să da. Vedem în 5 secunde care o să fie soarta lui Scorpion. Uite, asta e soarta lui Scorpion. Un kill. Oh, Dead este. Și Death a fost prins și el și o să se întoarcă brusc. Șansă. Deci două kill-uri pe linia de no jos limit, pentru no West. Este și el sus cu. Da, No Limit văd că s-a cam plictisit să-l lase pe Chris să farmeze acolo de unul singur, a venit să-l ajute pe Gabano. Bine, Gabano care o duce relativ bine, doar 6 milioane în spatele lui Nidalee. N-a murit, n-are niciun de, assist. 50 de cărămiz mare. Da, turnul de jos. Aod distruge. Între timp, Scorpion, dacă tot a fost prins pe linia de jos și a cumpărat un Black Cleaver, Warmonks pentru Chris. Ce se întâmplă în schimb în jungla celor din West Police? Vor să fure buff-ul. Nu, Xalert a reușit să-l ia cu Smite peste zid datorită ward-ului. Foarte frumos jucat. Ia stai să văd dacă nu bat câmpii. L-a furat cineva. Gabano nu l-are. No Limit nu l-are. Nebunul are deja. Ia, dar nu cred că e nou. Da, Xalert, îmi cer scuze, a reușit să-și ia buff-ul, foarte frumos jucat din partea lui și meciul trecut, că el a jucat cu Olaf, nu? El a fost jungler și a reușit să fure acel dragon, tot cu smite-ul, dacă nu mă înșel. Chris pușează top-ul și s-ar putea să vedem un al doilea turn jos, dacă Olaf nu ajunge la timp. Al treilea chiar, fiindcă între timp. Nu, al doilea pentru West Police. A, pentru West Police, da, îmi cer scuze. Uite, nu deja de acolo primul warm-up, Nidalee l-a și cumpărat. Warmogs, avem Regal's Lantern pe V, n-am mai văzut de mult Regal's cumpărat. Blood, Ezreal, nu știu, mie mi se pare un item destul de useless, Bloodthirster. E bun să știi, dar acum depinde fiecare cum vrea să își construiască erou-ul. Nu îți oferă damage de care ai nevoie. Depinde cât de bine poți să farmezi și cât de bine știi să te poziționezi în timpul luptelor ca să rămâi în viață, pentru că degeaba stai și trebuie să faci acele spate. Stai și omori minion dacă tot mor și trebuie să refaci stack-urile de fiecare dată. Bine, Lomnosica are avantajul de a juca cu un erou care are un escape destul de bun built-in. Da, are un mini flash, are barrier, deci e destul de greu să-l prinzi așa 1v1, 2v2. Rămâne de văzut ce o să se întâmple în timpul luptelor. Da, din nou, dar Jace nu este acolo, Xalert vrea să-l prindă, da, vă că vor să-l prindă pe No Limit și au reușit până la urmă, nu mai scapă, kill pentru, și cam atât a fost pentru junglerul celor din Crowd Control, nu știu dacă e o idee bună pentru Scorpion să rămână prin zonă, iar ăsta o să fie. Nici măcar nu-l bagă în seamă cu Gabano. Da, Chris între timp a distrus turnul pe linia de sus și într-adevăr al doilea dragon pentru West Police, 17-54. Mă, băieți, treziți-vă. 7-3 pentru. Bine,
E destul de nasol, mai ales după ce ai avut un avantaj atât de mare în meciul precedent, să-l pierzi, e un pic demoralizator. Oh, Jace aici se năpustește asupra Dianei, dar niciunul dintre coechipieri nu l-a însoțit. Chris a cam rămas fără mana. No Limit se gândește dacă să atace pe cineva sau nu. Scorpion e continuă push-ul pe linia de jos. Vreau să văd și al treilea meci. Da, ar fi frumos să vedem și al treilea meci, ar fi un... AOD aici a fost prins de No Limit, Chris în schimb vine acolo, nu știu, Oh, jos, Stella, dar da, trebuie Scorpion cu foarte... Xalert Ignite No, folosit și un Ignite. prim kill pentru Scorpion, a venit AOD, a reușit să-l prindă cu ultimata, a ieșit Vladek acolo, Oh, suliță din ce partea lui fac? Chris, Trist. 3 asisturi și kill Ce ți-am zis pentru... de știrurile alea care efectiv mă scot Da. din mic? Bine, nu l-a omorât, dar a Dar avut a asistul. ajuns ca să-i dea slow. Două Black Cleaver de partea celor din Crowd Control. La West Police vedem niște build-uri relativ standard, cam cum era prin sezonul 2, Zeal și Bloodthirster pe AD Carry, are un pickaxe pe care e posibil să și-l transforme într-un Last Whisper. Da, Vi sau și-a luat armura pe care o să o termine într-un Randuin Zoman, Warmogs terminat și pentru Olaf. Zed, cu siguranță că va la spușcă. Da, are deja pickaxe și longsword, are cizmele care îi oferă cooldown reduction, lucru valabil și pentru Jace de altfel. Care are deja acum guardul. Da, Xin cu Ninja Tabi și Giant's Belt, are Kindle Gem, cred că o să-și facă Locket of the Oh! Island Solari. Un sniper, dar un nebun și a furat A buff-ul reușit să cumva. fure, am văzut acolo combo-ul, dar n-am fost atent dacă a reușit să-l Da, l-a fure. luat. Bun, deci a reușit 1 la 1 scorul momentan cu Xaler, fiindcă el a reușit să și-l ia data trecută. Nashor's Tooth încă o dată făcut pe Diana. Da, uite că m-a surprins itemul, dar pe lângă sustain-ul care l-avea din Warm-up și Gauntless tot timpul uit cum zice. Ai, da, eu am tendința să-i spun Frozen Fist, nu știu de ce, Da, de gen Iceborne Gauntlet. așa. Îi conferea acele CC și viteză de atac de care avea nevoie. Scorpion, da, Scorpion pe linia de jos cu Chris, dar a apărut și No No Limit, să Limit. vedem dacă o să reușească Chris să fure Ultimata, măcar dar un No kill, dar nu Limit. cred că e cazul asta dacă nu reușește să-i fenteze pe cei doi de scăpat, nu mai scapă. A A venit venit și și Jace, a venit nebunul. și Oh. Janna. AOD aici n-a mai apucat să-l salveze până la urmă, Faraon, kill Scorpion. pentru Scorpion. 8-5 scorul la kill-uri. 2100 diferența de gold între cele două echipe nu e ceva dărâmător, ca să spunem așa. Ruby Sidestone. Au reușit să prevină Oh, ce Diana trafic au făcut. l-a găsit pe Olaf. Olaf, da, ok, Un bine. semn cumetos. Hai la revedere, ne auzim mai încolo, că nu ai cum să mă omori. Diana, ca și data trecută, are Psyper Armguard și Counting Eyes. Da, Oh, a venit Gabanu. și a Ce folosit Ghost-ul, i-a fost tactical. frică și a păstrat ultimata, dar și-a activat Ghost-ul imediat și a zis, hai, gata, că e cam multă lume pe aici. Păi vii și cu Ezreal, cred că reușeau să-l bată. Da, uite, Locket of the Iron Solari pentru Xin, Last Whisper pe Zed. Luăm Nosica, cred că e foarte Uite, fericit meciul ăsta. Nidalee își va face
Da, Gauntlet-ul are deja Sheen și Glacial Shroud. O să fie foarte... Da, a mers pe build-ul de Of Bruiser. tank. Pe build-ul de of tank mai mult. Da. Oricum a fost... am văzut anterior cât de greu au reușit cei din Crowd Control să-l omoare pe Chris. Aegis of the Legion terminat pentru Janna. Scorpion s-a reîntors pe linia de jos și da, vreo 10 secunde o să apară din nou dragonul. Gabano nu este alături de coechipierii săi, dar un ward plasat prin apropiere va fi suficient pentru teleport. West Police au început deja dragonul, să vedem teleportul Am dacă o să vină. No Limit vrea să se implice în lupta. Acum a început lupta generală. Jace este ținta principală. Lomnosică reușite să scape. Scorpion e după el. Kill până la urmă. AOD nu cred că o să scape de Gabano și a folosit heal și flash de partea cealaltă. Chris l-a prins pe Jace. Dive acum după Janna și o suliță foarte frumoasă, double kill și datorită armorii din build-ul său reușește să scape cu viață. No Limit acum este găsit. Gabano însă cu ce puțin peste 50% ar putea să curețe tot, dar este situație de 4v2, iar de aici nu cred că mai scapă Gabano. No Limit a fost Ace, deja ucis. Și asta a fost Ace-ul. O luptă destul de haotică. Da, s-au împărțit prea brusc și au lăsat punctele slabe să fie exploatate. Oh, Jace aici din nou riscă să fie Ridică prins. pielea. 1 la 1 cu 1 la 1 Nu, cu Chris, îl aruncă înapoi. face că mă. Nu fi nebun. Da, o luptă foarte haotică. Dar până la urmă cei din West Police au fost mai coordonați și au reușit. Mă Deși liniște, a fost... Lomnosica a fost prins în Da, a fost a fost prins de omorât, dar... Scorpion, dar ceilalți s-au răsfirat. Și până la Totuși... urmă, uite că se întorc cei din Crowd Control, chiar dacă au pierdut lupta, vor măcar dragonul să-l ia. Și o să reușească până la urmă, deci un dragon și pentru Crowd Control. 2604. 2604. Cel de la 17 ani, cred că nu prea am zis. L-am notat eu. A, Am aici 750. activat și chat logo. 40.400 versus 36.700. Avantajul de gold a crescut simțitor pentru West Police. Ia să vedem cum stăm cu build-urile. Iceborne Gauntlet, Warmogs, două Cloth Armor pentru Nidalee, foarte, foarte rezistentă și am văzut în lupta anterioară cum a făcut dive între două turnuri și nu a interesat-o foarte mult chestia asta. Vi cu Aegis of the Legion, Kriegers Lantern, din nou foarte multă armură. Diana și-a terminat zona Zourglass, are Nashor's Tooth. E build-ul de data trecută. Da. Lomnosică, Last Whisper deja, Bloodthirster, Zeal, are și un Fortitude Pot care să-l ajute în caz că sunt probleme, îți oferă acel boost de viață care poate lua un adversar prin Da, bă, nu protejează, surprindere. văd turnul de bottom. Da, niște pinguri aici, pe linia de mijloc, West Police vor să facă push. Chris și cu Gabano, între timp, pe linia de jos, continuă altercațiile. Bine, Chris are avantajul kill-urilor 4-1-1 comparativ cu 0-1-1 pentru Gabano, dar ca minion farmați sunt aproape la egalitate.
6 milioane nu reprezintă o diferență extraordinară. Iona se apropie Oh, de dar în schimb a apărut 10.000. și Scorpion, însă e foarte greu să o prins pe Nidalee și e posibil să vedem aici o luptă generală, fiindcă Salert a fost prins un pic acolo, el e ținta principală și o să moară primul, cel mai probabil, Vladek din nou. Cred că o să-și folosească zonia azi, da, acum, dar nu știu dacă o să fie suficient. Ba da, a apărut și echipa lui Lomnosică cu încă un kill, dar reușește până la urmă acel red buff. A venit și Scorpion, o Oh, ce ultimată crescendo foarte bună a lui aruncat. AOD, îl ține pe Scorpion în loc și Diana reușește să scape cu viață. Vai, ce Doar bine a fost crescendo ăla blocat acolo. l-a blocat foarte frumos pe Scorpion cu ultimata, turn distrus de Lomnosică. 5.000 aproape gold avantaj pentru West Police în acest moment și lucrurile devin din ce în ce mai grele pentru crowd control și linia de sus face push. Ruby Sidestone cumpărat de Janna în acest moment. Bloodthirster și pentru Jace într-un final are Black Cleaver și Bloodthirster pe care o să înceapă să-l umple acum. Să adune stack-urile. Liandry's Torment încă o dată pentru Diana, cum ai spus și tu, același build de data trecută. Death aici a fost prins de Xalert și AOD. A venit și Scorpion să-și ajute coechipierul. Să vedem, a apărut și Lomnosică. Nu știu dacă o să No, vedem o bine, luptă bine și el. generală, dar toată lumea din crowd control e aici. Mai puțin Gabano care trebuie să-l păzească pe Chris și să se asigure că nu împinge prea puternic linia. Se pare că cei de la Crowd Control au fost bine studiați de cei de la West Police și s-au concentrat mai mult pe a focusa problema, adică AD carry-ul advers Z, Au pentru de că e. curăță ward-urile în apropierea baronului. Jace își folosește combo-ul să vadă dacă îl așteaptă cineva în two fish, dar Lomnosică și Xalert sunt foarte atenți, dar Norse crowd control nu Și se încă nu se o duc să și să altă lane, nu? Black Cleaver pentru Olaf în acest moment. Bloodthirster și Black Cleaver pentru Jace Da, și Lobnosica Homeboy. l-a, cred că l-a văzut, sau mă rog, și-a dat seama că e cineva de partea cealaltă a zidului, dar West Police văd că și-au mutat atenția și vor să dărâme turnul de jos. Aici posibil să vedem o Compensare inițiere, pe ba da, acum încă o pe luptă 5, generală, no oh, limit. este No limit a fost aruncat în aer, folosit. double kill pentru Vai, Lomnosică. Vlad, cât a făcut Diana, încă o dată cu un Zhonya's foarte bun, triple kill. triple kill pentru Ezreal. Chris nici măcar n-a pierdut un sfert de viață și, după cum putem observa, încasează loviturile turnului fără prea mare problemă. Nu, Are Diana a furat și buff-ul din zona vecină. Da, iar West Police continuă push-ul. Diana, în schimb, a fost prinsă de către Jace. Chris, la ora actuală, îl Și a fugărește pe cumpărat Jace în Rune propria bază, Warwar. deși cred că e cam timpul să plece, fiindcă a venit și No Limit. Au distrus, într-adevăr, inhibitorul, dar nu știu dacă e indicat să stea mai mult de atât. O luptă foarte bună pentru cei din West Police. Diana iar a scăpat cu o fărâmă de viață datorită acelui Zhonya's folosit foarte bine. 4-0 pentru ea. Nidalee și-a cumpărat un Randuin Zoman, ca Oh, și cum. pauză. Da, BRB Vă rog, ne spune Lomnosică. vă Greu, greu pentru crowd control, pentru că, după cum am observat, la ora actuală Nidalee poate să
poate să stea foarte mult în bătaia turnurilor și să Da, sunt încaseze lovituri. nerecunoscut, efectiv. Nu au reușit să se coordoneze sub nicio formă meciul ăsta. Niciun Scorpion meci. a fost Da, a ținta fost focusat. principală. Dacă data trecută luăm Nosica, era inamicul public numărul 1, tura asta, Scorpion 3-7-4. Ceilalți o duc relativ ok. Bine, Gabano putea să... Sau, mă rog, te uiți la scor 0-2-1, putea să aibă o viață mai bună, dar de partea cealaltă, Vlade continuă meciul foarte bun cu Diana de data trecută, acum are 4-0-8, Lomnosică, în schimb, s-a răzbunat cu vârf și îndesat, 6-2-5, Last Whisper, Bloodthirster, are acel... probabil că lucrează la un Infinity Edge, pentru că pickaxe-ul nu văd Da, pe cine Pickaxe-ul. ar putea să... ce ar putea să termine, iar eu cel puțin nu Ia văd... uite ba un e baron. un bug grafic Dar nu foarte vedem, nu vedem interesant. baron. Baronul apare și dispare intermitent, dar Crowd Control o să reușească să ia baronul într-adevăr Primul baron. foarte foarte frumos. Ar putea să se relanseze meciul. Da, este și asta adevărat. 40-13 o să fie. Au 4 minute să-l folosească sau măcar să-și apere baza. Dacă cei din West Police ar fi luat și Baronul, meciul chiar s-ar fi încheiat. Îmi cer scuze. Dar așa mai există o șansă. Zed și-a cumpărat și el Warmogs. Iar Văd acum... două armoguri Da, în Crowd Control. două warduri puse aici de West Police să vadă ce se întâmplă în baza adversă și deja, foarte agresiv, no limit aici, probabil că va Oh, fi pe centru, lupta Crăciunul. decisivă. Să vedem. Sed Via a fost l-a scoasă, omorât. Lomnosică este ținta acum, Scorpion cu foarte puțină viață, Chris în continuare nu a fost ucis, Diana acolo se aruncă și a Zonia s-a folosit, dar nu cred că o să mai scape, nu o să fie suficient, mai ales că echipa adversară are și Shutdown. Baron, shutdown pentru Jace. Iar Crowd Control reușește să-și apere baza foarte bine. N-au omorât într-adevăr decât doi adversari, dar important e că nu au mai pierdut vreun turn sau inhibitor. Chris era să fie prins acolo. Totuși au reușit să dea shutdown-ul Dianei. Da, și Jace este cel care a luat shutdown-ul, foarte important și West asta. Police au luat Da, dragonul. Chris s-a dus și a luat dragonul. 34-52. 40-52 o să fie următorul. Sunfire Cape pentru Xin. Și într-adevăr, bine, diferența în continuare, 5200 Păi gold. la asta vreau să zic și eu că diferența e totuși simțitoare, 5.000 aur și 8 kill-uri, 4 turnuri, Da, nu, e destul de fericitor. Baronul le-a oferit timp suplimentar măcar să fie reconstruit inhibitorul ca să nu mai aibă frică de valurile de minion care împing constant linia. Blade of the Ruined King pentru Jace în acest moment și probabil că Totuși le-a după... oferit și baronul buff-ul de Dragon, de baron le-a oferit și în team fight-ul precedent un avantaj destul de considerabil. Da, Bine, au rămas cu puțină viață, și dar turnul și-a făcut datoria și a dat bucăți acolo. a fost cred că cei din West Police nu au fost foarte convinși dacă vor să dărâme turnul și să plece sau pentru că ei inițial începuseră. Oh, O, Jace a nebunul fost este prins prins acolo. aici în jungla aproprie, nu știu dacă o să mai scape și la cât Nu, damage e cred aici, nu că da, mai scapă, până. a venit și No Limit și Scorpion, dar cred că ar trebui să plece Death și el acolo. Cine știe Chris de... e ținta principală, un teleport acum Teleport pe la Warp, Dan. Xalert e ucis, Chris este Ola. luat acum la întrebări, vine și ultimata lui Ezreal, dar cam atât o să se aleagă din Simplu. această Ia uite luptă, doar... Fernal ce reușește să facă.
Dar timp Diana, ce între lasă timp, parte. Diana pe linia de sus Da. își face de cap și cred că o să distrugă și inhibitorul dacă nu reușește No Limit să o oprească, chestie care a și făcut-o. Pun foarte multă presiune cei din West Police datorită minionilor. Iar acum pe mijloc încearcă Gabano și Scorpion să-și surprindă adversarii, dar nu cred că o să fie suficient pentru că e prea multă lume. Lomnosică e unstoppable, Gabano și folosește acum ultimata. Vladek nu nimerește de Crescent Sweep-ul ca să poată reseta cooldown-ul. Iar Lomnosică este mult mai agresiv acum și a terminat Infinity Edge. Și nu știu dacă cei din crowd control mai pot reveni. West Police a dărâmat inhibitorul din mijloc. De fapt, la ora actuală nu mai au turnuri cei din crowd control în afara celor două din fața Nexus-ului. Dacă observi, până și zona stă foarte bine la kill-uri. Da, 3-1-15 e un scor pe care orice suport și l-ar dori. Xalert este feeder-ul echipei momentan cu 2-6-10. Rușine. Rușine, da. Diana și-a cumpărat și-a făcut și ea un Iceborne Gauntlet, deci la ora actuală o să fie Diana foarte, nu foarte de greu de pentru cei din crowd control să scape de West Police. În formă. Nidalee are acel are și Randu în Zoman, deci la ora actuală cei din West Police au mai multe efecte de crowd control decât echipa adversă. Dacă are culmea. Da, nu. Au niște pinguri acum. Se intitulează crowd control. Niște pinguri pe linia de sus din partea celor din West Police vor să dărâme și acel inhibitor. E foarte, foarte greu să mai revii în momentul în care ai două inhibitoare distruse, nu mai zic de trei, pentru că atunci meciul s-a cam încheiat, asta dacă nu te numești Azubu Blaze sau Frost. Încă o luptă generală, cred că o să vedem ultima, de fapt, Xalert e ținta principală, toate ultimatele sunt folosite aici. Xalert în continuare în viață, n-a murit nimeni, Gabano o să fie prima victimă ucis de Lomnosică. Chris l-a prins pe Scorpion, nebunul aproape că a apucat să ajungă la fântâna proprie, n-a mai fost cazul și ăsta o să fie meciul pentru West Police cu siguranță. GG well played din partea ambelor echipe. O victorie foarte convingătoare din partea celor din West Police. Și din deci păcate, de-aia celor de la Team I4NI le-a fost așa frică de West Police. Mă, ți-am zis, aia n-am zis-o eu. Deci aia, da. mi-a fost transmisă de unul dintre membrii echipei. Deci chiar nu n-am zis de la mine. Felicitări oricum celor din echipelor din West care au Police. Avem deci campionii. Da. Avem da, campionii din Bandle City. N-am avut meciul 3 din păcate, speram și noi că o să unde vedem. Unde sunt artificiile și confetii? Da. Pentru câștigător. Da, o să facem pentru etapa viitoare, că acum a fost totul un pic pe fugă, dar Atila, știm, au fost previziunile tale 100% corecte, într-adevăr. Vezi, vorbește cu băieții de la Into LOL sau de la Digibet să bage și meciurile din Rec 3 în listă și o să faci o avere cu siguranță. Cam atât pentru azi. De fapt, stai puțin. Regia, parcă era vorba de niște întrebări, nu? Da, chiar. Nu prea sunt întrebări. Dar vrea să aud
întrebările. nu vă auzi că nu vrea nimeni să ne întrebe nimic. Cei care vor să participe în etapa a doua, înscrierile sunt deschise azi și mâine până la 23:59, da, deci dacă trimiteți luni nu sunt luate în considerare decât dacă se retrage vreuna dintre echipe și nu se ocupă numărul de sloturi. Din câte țin minte, ia să mă uit eu un pic aici, una, două, trei, patru echipe deja s-au înscris, așa că mai sunt 28 de 28 de sloturi, locuri. teoretic, fiindcă toate semifinalistele au slotul asigurat, dacă vor să-l confirme. Noi oricum o să avem pe site lista actualizată cu echipe pe măsură ce se înscriu. Ca și etapa aceasta, bracket o să fie făcut luni, programul din nou același, marți și joi vor fi câte două faze, finala sâmbătă de la ora 11 ca să aibă și băieții timp în weekend să meargă să petreacă și așa mai departe. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră. Salutare!